Slăviți să fie Domnul! Dumnezeu ne-a dat harul să fim din nou în casa de rugăciune. Bucur să vă văd, frate Aurel. Nu v-ați pierdut prin România, frate Ionica, Domnul să binecuvânteze. De asemenea, haideți să continuăm să aducem închinarea noastră să fie plăcută și rugăciunile noastre, știu că Dumnezeul nostru trăiește, slăvit să fie El. Dumnezeu a rămas același, plin de har și de îndurare, chiar dacă noi oamenii ne schimbăm într-un fel sau altul, Domnul nu se schimbă. Psalmul 65 zice, Doamne, Tu asculți rugăciunea, Domnul ascultă, sau Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să citesc și un cuvânt în seara aceasta, în care vrem să dăm slavă lui Dumnezeu, cuvânt în 1 Împărați, dacă vreți să vă ridicați în picioare. Capitolul 19 este un text care e cunoscut de noi, dar aș vrea să câteva lucruri să venim înaintea lui Dumnezeu și împreună aș vrea să punctez câteva lucruri, pentru că adesea ne putem reflecta în persoana aceasta a lui Ilie Tishbitul. 1 Împărați, capitolul 19, în versetul 1, Ahab a spus Izabelei tot ce a făcut Ilie și cum ucisese cu sabia pe toți prorocii. Izabela a trimis un sol lui Ilie să-i spună să mă pedesească zeii cu toată asprimea, dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viața ta cum ai făcut cu viața fiecăruia din ei. Ilie, când a auzit lucrul acesta, s-a sculat și a plecat să-și scape viața. A ajuns la Berșeba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară, zicând, destul. Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. S-a culcat și a dormit sub ienupăr și iată, l-a atins un înger și a zis, scoală-te și mănâncă. El s-a uitat la căpătuiul lui, era o turtă coaptă și pe niște pietre încălzite și un urcior cu apă. A mâncat și a băut, apoi s-a culcat din nou. Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins și a zis, scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. El s-a sculat, a mâncat și a băut și cu puterea pe care i-a dat-o, mâncarea aceasta a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, vă rog să luați loc. Cu toți cunoaștem cine a fost prorocul Ilie, este descris atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, este făcut referință, este descris persoana lui Ilie. Despre Domnul Iisus, unii chiar spunea, a venit, și despre Ioan Botezătorul, unii zicea, cine credeți că sunt eu? Nu. Când Ioan Botezătorul a zis, mulți au zis, este pentru că Domnul a prorocit și a spune, voi trimite robul meu în Duhul lui Ilie. Omul acesta, care a făcut lucrarea lui Dumnezeu, om care a slujit lui Dumnezeu, proroc ridicat de Dumnezeu să slujească în Israel pentru o vreme care a fost tulbure, o vreme dificilă pentru poporul Israel în vremea lui împăratului Ahab. Omul acesta, după mare biruință, om care a coborât, spunem noi adesea, foc din cer, omul acesta este pus în fața unei situații așa cum suntem și noi puși de multe ori. Omul acesta este pus într-o situație în care este amenințat cu moartea. Pentru că Izabela, împărăteasa sau soția împăratului, Ahab, care era, spunem noi, păgână, prin purtările ei, prin felul care ea s-a comportat în Israel, cum a adus închinarea la Astarteie și închinarea la idoli în Israel,
Femeia aceasta l-a amenințat după evenimentele care au avut loc, când pe muntele Carmel Ilie a strâns poporul și l-a adunat acolo pentru să-i pună în față o alegere. Așa cum de multe ori ne este pusă și nouă o alegere. Și Ilie vine și spune poporului, până când veți șchiopăta, dă-mi două picioare. Nu știu cum, mi-este greu să imaginez. Am văzut un om care șchiopătează de un picior, dar de două e mai greu, că-l vezi, parcă merge cu, nu știu, cam greu. Parcă e o locomoție care nu se face. E greu să imaginezi pe cineva care abia, unul ca un picior îl mai duci, îl mai ridici, îl mai tragi după tine. O expresie foarte, foarte interesantă. Până când veți șchiopăta de amândouă picioare? Și Ilie pune poporul lui Dumnezeu și aduce prorocii lui Baal și spune, voi cunoaștem istoria aceasta, cum a pus la încercare și a zis, dacă Dumnezeul acesta care proroce aceștia, dacă atunci Baal este Dumnezeu. Dumnezeul care va coborî foc, acela este adevăratul Dumnezeu. Și noi știm istoria și cunoaștem lucrarea aceasta care a făcut-o Dumnezeu, cum Ilie a strâns pietre și a zidit altarul, cum a strâns, a făcut lucrarea, a pus jertfă, a udat altarul, au săpat șanți, s-a umplut cu apă, cunoaștem tot cum s-a făcut. Și la rugăciunea lui Ilie, Domnul coboară foc din cer și spune, cine este adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel, slăvit să-i fie numele. Și după acestea, Ilie găsește o cale să măcelărească pe prorocii lui Baal. Îi coboară la râu și acolo are loc un măcel, omoară pe acești proroci mincinoși. Dar după aceasta, iată că după o mare biruință, peste Ilie vine o încercare. Interesant lucru este că Ilie, când spune cuvântul lui Dumnezeu, când a auzit lucrul acesta, s-a sculat și a plecat. S-a luat și a plecat, repede. S-a luat și a plecat. Cum se face, frați și surori, că un om de astă natură, statură înaintea lui Dumnezeu, om care nu cu mult timp înainte la rugăciunea lui s-a coborât foc din cer, cu 3 ani și jumătate înainte s-a închis cerul și n-a plouat 6 luni de zile sau 9 luni de zile sau 3, s-a rugat și Dumnezeu din nou și la o rugăciune deschide cerul. Și cât a durat? Dacă a durat 3 ani, o rugăciune a durat scurt, s-a coborât Domnul și a venit ploaie peste Israel. La rugăciunile lui, că Dumnezeu a făcut minuni. Cum se face că omul acesta, care a fost un lucrător, care a fost un slujbaș al lui Dumnezeu, ajunge într-o stare ca aceasta? Este adevărat, pentru că cuvântul care este scris în Iacov, în Noul Testament, în capitolul 5, cumva ne dă o deslegare și lucrurile acestea ne face și pe noi să înțelegem într-un context care este foarte bun. Capitolul 5 din Iacov, versetul 17. Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi, și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Ilie era supus acelor slăbiciuni, acelorași slăbiciuni ca și noi. Cine vrea să ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Suntem noi slabi? Nu neapărat. Ilie, chiar dacă Ilie a făcut lucruri, spunem noi minuni, a făcut lucruri mari care
oamenii de astăzi e greu să le conceapă și nu le explică și încearcă să le explice prin alt fel de mișloace. Ilie a avut slăbiciuni pentru că a fost afectat. L-a cuprins frica. Pe Ilie l-a cuprins frica așa cum poate să ne cuprindă și pe noi de multe ori când suntem angrenați într-o lucrare. Am avut mare biruință din partea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu s-a făcut și apoi poate să vină peste noi o încercare, o emoție poate să fie să fim cuprinși de un lucru care să ne facă să dăm înapoi. Zic ca bunul Dumnezeu să ne întărească și să înțelegem că și cel tare are nevoie să fie întărit de Dumnezeu așa cum Ilie a fost întărit, pentru că Ilie a ajuns într-un moment al depresiei. A plecat, s-a dus, s-a pus sub bienupăr și a zis, gata, până aici, ia-mi viața. Dar dacă vă întreb, dacă el tu vrea să-i să ia viața, de ce n-a rămas în Israel? Că oricum Izabela i-a spus, am să-ți iau viața. Vedeți cum suntem noi? Îmi ajunge, devenim și mai cunoaștem. A mai fost un caz, cel puțin unul despre care putem vorbi, au mai fost și altele, dar în care putem să spunem despre Iona, la fel. Până aici, Doamne, îmi ajunge, ia-mi viața. Așa ajungem, frați și surori, așa suntem. Am avut mari biruințe din partea lui Dumnezeu, am făcut mari lucrări, am slujit lui Dumnezeu, am făcut multe, s-a făcut... Și ajunge la moment al vieții și zicem, până aici, Doamne, nu mai, ia-mi viața, nu mi-ajunge. M-am săturat, pentru că asta se întâmplă, frați și surori, aceste lucruri vin peste fiii oamenilor. Pentru că încercările vieții, greutățile, alte lucruri ne conduc la acest punct unde devenim sau cădem într-o depresie, într-o slăbiciune, pentru că aceasta este adevărat, este o slăbiciune a noastră, este de natură omenească. Pentru că lucrul acesta nu s-a întâmplat la Domnul Iisus. Când Domnul Iisus a fost pus în fața morții, în fața bătăilor, în fața crucii, dimpotrivă, le-a dus, s-a rugat Domnului și a zis, Doamne, dacă este cu putință, îndepărtează acest pahar de la mine. Dar el știa că planul lui Dumnezeu, el a venit, pentru că el s-a scris despre el, iată, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El a venit să facă voia lui Dumnezeu, a răbdat bătăile, a răbdat scuipările din partea păcătoșilor, din partea fariseilor care l-au acuzat pe nedrept. Lucrurile acestea, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, să fii acuzat pe nedrept, să fii acuzat că ai făcut un lucru și știi clar în inima ta că nu l-ai făcut, lucrurile acestea te afectează. Mi-aduc aminte cu mulți, mulți ani în urmă, eram în România după ce am terminat școala, am început să lucrez, de la Bistrița ne trimitea pentru că lucram cu o echipă de la București cu care făceam cable telefonice. M-a trimis șeful, zice, du-te la Bistrița și ridică banii la oameni. M-a dus, am ridicat banii, m-am întors, eram undeva în județul Mureș. Oamenii cu care lucram, știu, păi s-au văzut cu banii, era o practică. S-au dat la băute seara și dimineața unul s-a trezit, îmi lipsesc banii. Păi... Cine n-a băut? Cine n-a fost cu ei? Și m-au acuzat. I-a spus, oameni buni, nu s-a întâmplat. Eu am fost plecat în oraș, voi ați făcut ce v-ați făcut. Până la urmă s-a descoperit cine avea unul degetele mai lungi, cum zice românul, și s-a descoperit cine. Dar vă spun că nu mi-a convenit și dar în inima mea am știut clar, pentru că acuzarea a fost pe nedrept. Și știu clar când pot să stau... Am mai avut și alte cazuri când ești acuzat pe nedrept, este adevărat că nu-ți convine. Ei, toate lucrurile acestea afectează emoția, afectează sufletul. Ei, tot așa, Ilie, omul acesta, când s-a văzut prins într-o situație deosebită, s-a ridicat, s-a dus, a plecat, a fugit, n-a putut să stea în față, să stea în fața situației și să o înfrunte. Omul acesta a avut nevoie de o întărire din partea lui Dumnezeu, chiar în ciuda faptului
că a văzut pe Dumnezeu coborându-se, a văzut lucrările lui Dumnezeu. Omul acesta care a coborât foc din cer, omul acesta care a închis cerul, cum zice cuvântul despre el, pentru 3 ani și 6 luni, omul acesta a avut nevoie. Și tu și eu, frate și soră, avem nevoie de întărire din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie ca Dumnezeu să se coboare așa cum s-a coborât la Ilie Îngerul Domnului. Chiar când a fost apăsat, chiar când s-a gândit el, gata, până aici, în Israel nu mai am ce călca, pentru că acolo îmi vor lua, mi s-a pus, cum zice, un preț pe viața mea, nu mai am ce călca, gata, să mor. Însă Domnul are alt plan, pentru că cu Ilie avea de continuat niște lucrări. Cu Ilie Dumnezeu avea de făcut lucrările lui și Dumnezeu vine și îl întărește și îi spune prin îngerul care vine și îi aduce turta și îi pune la cap, îi aduce ulciorul cu apă și zice, Ilie, scoală-te, ridică-te, mănâncă și bea. Și noi, biserica lui Dumnezeu, noi trebuie să facem, trebuie să ne ridicăm înapoi. Trebuie să nu ne lăsăm, trebuie să ne ridicăm. Trebuie să mâncăm mâncarea lui Dumnezeu. Frați și surori, de multe ori suntem într-o situație, poate nu mai ne găsim bucuria, nici în biserică, nici și zici, nu-mi găsesc, Doamne, mai bine să mor. Mai bine să mor, că uite cum merge biserica, lucrurile nu merg bine. Familia este așa cum este, este greu. Și noi zicem de multe ori, mai bine să mor și m-am scăpat, m-am spălat pe mâini. Și nu este așa, Dumnezeu nu vede așa lucrurile, frați și surori. Dumnezeu nu vede așa până când își împlinește El planul Lui cu fiecare. Pentru că Dumnezeu i-a spus lui Ilie, ia și mănâncă, pentru că pe drumul pe care ai de făcut este prea greu pentru tine. Frați și surori, noi trebuie să ne ridicăm și să mâncăm. Mâncăm din cuvântul lui Dumnezeu de multe ori, mâncăm o predică, ascultăm o predică și cu aia ne ducem 40 de zile. Poate nu o găsești în adunarea unde ești, pentru că așa este situația și vremurile care sunt. Dar o găsești odată, citești un cuvânt din partea lui Dumnezeu, citești un cuvânt în Biblie și cu cuvântul acela primești o împrospătare din cuvânt și mergi în continuare, din nou prinzi putere să mergi pe calea lui Dumnezeu. Pentru că calea pe care o avem de făcut până la sfârșitul alergării noastre este lungă, este grea. Dumnezeu să ne întărească și să mergem biruitori. Ilie s-a dus și a continuat drumul acesta la muntele lui Dumnezeu, la muntele Horeb. Și acolo cunoaștem din nou unde se prezintă Domnul în anumite, într-o formă în care de multe ori noi zicem Dumnezeu lucrează într-un fel, Dumnezeu, așa găsește Dumnezeu cu cale să vină să se descopere. Noi astăzi, Biserica lui Dumnezeu, sărbătorim Rusalele și este adevărat, de multe ori este bine să vorbim și să vorbească despre lucrarea lui Dumnezeu și despre coborârea Duhului Sfânt, despre lucrarea care s-a făcut în ziua cinzecimii cu biserica de la început. S-a coborât, este adevărat, Dumnezeu pentru ei la început într-o formă și atunci am zice noi, aia a fost, deși anumite denominații spun, aia a fost atunci a început biserica și de atunci lucrurile, uite, continuă așa. Nu, uitați-vă că Dumnezeu are cu cale și descoperă lucrarea Lui în anumite forme. Dar esența a rămas aceeași. Dumnezeu botează și astăzi cu Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul. Și în vremea apostolilor, Dumnezeu a continuat să boteze cu Duhul Sfânt la începutul bisericii și nu a făcut-o la fel cum a făcut-o în Ierusalim, să vină un acel sunet, un vânt, un vârtej, să vină și să coboare limbi de foc. Nu s-a făcut la fel. Pentru că în casa lui Corneliu s-a făcut într-o altă formă. Când apostolul Petru, după ce a vestit cuvântul lui Dumnezeu, după ce oamenii au fost atinși de cuvântul lui Dumnezeu, Domnul s-a coborât și a umplut și a botezat cu Duhul Sfânt.
Dumnezeu are diferite forme care să facă. Între noi a fost în ultima perioadă, foarte mulți au zis, ok, trebuie să stăruim pentru ca Duhul Sfânt să primească, să fii botezat cu Duhul Sfânt. Este o formă bună și aia, dar nu este singura, cum spunea fratele Aurel. Nu este singura, pentru că apostolul Pavel s-a rugat, este descris în faptele apostolilor, în capitolul 19, numai puțin să deschidem, o altă lucrare în care când apostolul Pavel s-a rugat pentru după ce le-a vestit Evanghelia, apostolul Pavel s-a rugat și a pus mâinile peste ei și din nou au fost botezați cu Duhul Sfânt. Și aceasta se poate. Deci la o rugăciune, la punerea mâinilor, din nou oamenii să primească Duhul Sfânt. Au fost cazuri când la ascultarea cuvântului și în vremurile noastre, în adunările noastre, au fost oameni care se cânta în față și dintr-o dată peste ei s-a coborât Duhul Sfânt în adunare. Și au început să vorbească în limbi și să slăvească pe Dumnezeu. Dumnezeu privește spre inimă, privește în vremea aceasta spre inima omului și vrea ca noi să fim dedicați, omul să fie lepădat de sine, să fie plăcut lui Dumnezeu și să caute pe Domnul, să fie umplut și să creadă că Dumnezeu face lucrurile acestea, slăvit să fie Domnul. Deci în vremurile acestea, Ilie, în vechime, s-a dus la muntele Horeb și a ajuns acolo la o peșteră și aștepta. Din nou a venit Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, frați și surori, rămâne în picioare, chiar dacă noi oamenii suntem slabi, chiar dacă noi oamenii dăm înapoi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Ilie a intrat într-o peșteră, a rămas acolo peste noapte și cuvântul Domnului i-a vorbit: ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu, Ilie, aici? Pentru ce ai venit tu aici? Pentru ce ai venit tu aici, până la muntele Horeb? De ce ai venit tu 40 de zile și 40 de nopți? Ce faci tu, Ilie, aici? Dar nu știa Dumnezeu unde este Ilie? Dar nu-i vorbea Dumnezeu, nu-l avea Duhul lui Dumnezeu, nu era peste Ilie, nu știa, dar știa. Așa de multe ori, așa cum ni se întâmplă și nouă, când ne întreabă Dumnezeu, ce faci tu aici? Ce faci tu aici? Cu ce te ocupi tu? Ce slujești tu? Ce faci tu? Ce faci tu, Ilie? El a răspuns: am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfărmat altarele tale, au ucis cu sabia pe prorocii tăi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Așa ne gândim de multe ori. Pentru că situația de depresie în care putem să intrăm, într-o scădere spirituală, să spunem. Și asta nu este neapărat un păcat. Și este o emoție, este un lucru care ne afectează spiritual, ne afectează sufletul. O slăbiciune care vine în noi din cauza fricii, morții, putem să o numim oricum, din cauza fricii de a intra într-o situație de care noi nu putem ieși și tot felul de lucruri care pot să vină peste noi. Ilie încerca să explice lui Dumnezeu: o, tu nu știi, Doamne, că eu am rămas singur în tot Israelul. Tu nu știi tu ce s-a făcut. Au omorât pe prorocii tăi. Au făcut. Încerca el să-i spună lui Dumnezeu. Așa de multe ori cum încercăm să-i spunem și noi: am făcut aia, Doamne, am făcut cu tare lucru și uite-te cum s-a întâmplat. Și, frați și surori, toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Toate lucrurile Dumnezeu le are sub controlul Său. Dumnezeu să ne dea credință și putere să credem că și Dumnezeu a rămas același și este în controlul lucrurilor. Este același Dumnezeu care poate să ne întărească și să ne ridice din nou, poate să ne dea
cu mâncarea care o mâncăm, cu băutura care o bem, frați și surori, că putem vorbi mult despre lucrurile acestea, să, nu știu dacă ați sărbătorit cina astăzi sau... Oamenii de multe ori nu știu dacă realizează cât este de important și sacramentul acesta să fim cu mâncarea care o mâncăm, cu trupul Domnului, cu sângele Domnului, cu puterea care o primim să ne ridicăm și să mergem în continuare pe calea lui Dumnezeu. Ilie spune, au sfârmat altarele tale, au ucis cu sabia pe prorocii tăi, am rămas singur și caută să-mi ia viața. Domnul a zis, ieși și stai înaintea Domnului și iată că Domnul trece pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Domnul nu era în vântul acela. A trecut vijelia aceasta. După un vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Dar unde ești, Doamne? Nu era Domnul acolo. Toate lucrurile acestea. Și după cutremurul de pământ a venit și un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. A venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și-a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stătut la ușa, la gura peșterii și un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? Un glas i-a vorbit zicând, ce faci tu aici, Ilie? În susurul acela blând. Când am ajuns în situația aceea decăzută, când am ajuns într-o situație dificilă, poate să treacă un foc, poate să treacă cu tremur, poate să treacă o vijelie, Domnul nu este acolo, că aceste lucruri sunt înainte, premergătoare. Și apoi urmează Domnul. Vine Domnul în susurul acela blând să-ți aducă din nou nădejde. Vine Domnul în susurul acela blând să-ți aducă din nou îndurarea Lui și să coboare mila Lui și ridicarea Lui, pentru că Dumnezeu ridică, slăvit să fie numele Său. Dumnezeu vine în susurul acela blând. Acolo este Domnul. De multe ori trecem prin acele cutremure de pământ. În viața noastră se pot întâmpla anumite evenimente. În viața noastră se pot întâmpla anumite vânturi care vin și vânturile acestea aduc stricăciune. Dar după toate acestea, vine susurul blând în care este Domnul. De aceea să nu ne lăsăm, frați și surori, pentru că noi suntem supuși slăbiciunilor. Prorocul Ilie spune că a fost supus acelor slăbiciuni ca și noi. Deși el a fost slab, și noi suntem slabi, dar a făcut un lucru. Omul acesta s-a rugat cu credință. Chiar dacă a fost slab, s-a rugat cu credință și a văzut... Omul acesta s-a rugat cu credință și Dumnezeu a închis cerul. Noi trebuie să rămânem în credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna și să rămânem tari în credință. Să nu ne dăm înapoi, chiar dacă lucrurile sunt, așa cum spunem noi, diferit de cum ne-am fi socotit noi socotelile noastre. Pentru că planurile lui Dumnezeu sunt diferite de planurile noastre. Și cum lucrează Dumnezeu, de multe ori este tainic și se descoperă. Și când înțelegem, atunci vedem că și Dumnezeu s-a coborât în susurul blând și n-a venit în furtuna aceea care, de multe ori zicem, acum a venit Dumnezeu, acum se transformă, acum se face. Nu, Dumnezeu are planul Lui de lucrare. Dumnezeu are timpul Lui de lucrare în când își împlinește planul, slăvit să fie Domnul. Dacă cumva noi ajungem la situația aceea unde nu vedem scăpare și dorim, gata, zicem, în situație de depresie, gata, acolo vreau mai bine să mor decât dacă nu se face așa, frați și surori, noi toți avem mai degrabă, sau dacă n-am avut, avem și vom trece printr-o situație de felul acesta. Fiecare om în viață este atins
de aceste lucruri, pentru că mi-aduc aminte, a fost și scris, dar spuneau că și fratele Vurbran, când erau în închisoare, au ajuns, om care a fost tare, a suferit pentru credință și au suferit mult, dar au ajuns, chiar acolo au ajuns la situația unde și el și alți frați care au fost, gata, mai bine să mor, îmi ajunge, pentru că așa suntem noi oamenii. Dar Dumnezeu are alt plan. Dumnezeu a avut alt plan. Dumnezeu n-a vrut să ia viața cât a fost el în suferință sau că noi așa vrem. Doamne, decât să sufăr, decât să mai bine iau viața, decât să văd anumite lucruri care nu sunt bune, decât să mă fac de rușine, mai bine iau viața, Doamne. Așa suntem noi. Uitați că și cu fratele Vurbrand s-a deschis acea lucrare care a făcut-o cu Vocea Martirilor și în zilele noastre s-a continuat. Mi-aduc aminte, cu câțiva ani în urmă au făcut o expansie, au făcut o clădire nouă, unde misionari, unde publicația, unde a continuat să aibă loc și așa mai departe, pentru că Dumnezeu a avut în vedere un plan care îl are și cu noi. Noi zicem, de multe ori suntem prea mici, sau spunem, Doamne, i-am încercat, dar uite cum sunt lucrurile. Noi și Dumnezeu îi spune lui Ilie, când Ilie îi spune, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, și spune din nou cum el, poporul, după ce a fost, s-a dus înspre idol, cum a încercat să se aducă înapoi la Dumnezeu cel adevărat, și el spune, Doamne, acum oamenii aceștia vreau să-mi ia viața. Caută să-mi ia viața, spune în versetul 14 din 1 Împărați, capitolul 19. Oamenii aceștia caută să-mi ia viața. De ce e așa? Și Dumnezeu îi spune altceva lui Ilie. Auzi, Ilie, tu crezi că a fost așa? Tu crezi tu că ai rămas tu singur în Israel? Ca tine au fost alții, dar au fost nevăzuți? Pe tine te-am ridicat să fii proroc, să cobori foc din cer. Pe tine te-am ridicat pentru lucrarea asta și tu așa crezi tu, dar ca tine au fost și alții, au fost în ascuns, au stat pe genunchi. Ilie, ca tine au fost și alții care nu și-au plecat genunchi înaintea lui Baal, și-au plecat genunchi înaintea Dumnezeului cerului și înaintea Dumnezeului lui Israel, înaintea Dumnezeului părinților lor, înaintea Dumnezeului celui adevărat. Ca tine au mai fost și alții, Ilie, să nu crezi tu că ai fost singurul. Și acum Domnul îi spune, Domnul i-a zis, du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc și când vei ajunge să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei. Dumnezeu îi spune, tu nu s-a terminat cu tine. Eu am de lucrat cu tine. Tu crezi că așa s-a terminat. Aici ți s-a terminat lucrarea. Nu e adevărat, Ilie, stai liniștit. Pentru că ca tine, eu am lucrare, tu o să fii... Du-te în altă parte, du-te în Damasc, du-te și fă ce-ți spun eu. Pentru că Dumnezeu, frați și surori, își încheie lucrarea cu noi când socotește El. Noi adesea ori vedem slăbiciunile noastre și vrem să ne ascundem, ne punem sub ienuper și zicem, Doamne, cam aici, până aici am putut, asta am făcut eu. Nu, Dumnezeu are altă opinie, să zicem așa. Asta e părerea noastră. Dar Dumnezeu vede altceva. Dumnezeu are altceva de făcut, Dumnezeu are altceva de zis despre ce vrem noi ce trebuie să facem, pentru că noi luăm hotărâri și de multe ori zicem, așa cum s-a hotărât și Ilie, să fugă. Asta a fost hotărârea lui. Noi ca oameni, noi ca familie, noi ca biserică, luăm hotărâri și zicem, cam acolo vrem, însă Dumnezeu are altceva de făcut. Dumnezeu are alt plan și este bine să cunoaștem planul lui Dumnezeu, de aceea zic ca Dumnezeu să ne întărească pe toți și să nu ne lăsăm și să rămânem credincioși și să fim credincioși și să facem un lucru care l-a făcut și Ilie. Să ne rugăm cu credință și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să ne rugăm cu credință că și Dumnezeu ascultă. Eu cred că Dumnezeu v-a ascultat și va continua să asculte rugăciunile.
și să ne întărească pe unul fiecare, să mergem biruitori când ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, nu neapărat să se coboare foc din cer, nici să se închidă cerul să nu fie ploaie. Dar când ne vom ruga, frați lucrători, frați care stăm pe bancă, surori, când ne vom ruga, Dumnezeu, când batem la ușa îndurării lui Dumnezeu, la poarta de har a lui Dumnezeu, Dumnezeul nostru răspunde și schimbă. Îmi aduc aminte un cuvânt care mie personal mi-a spus Domnul și este scris în Scriptură, un cuvânt care este scris că Dumnezeu ia mintea și judecătorilor. Știți lucrul acesta că Dumnezeu face lucruri care noi nu le găsim, zicem, sunt anormale, sunt lucruri, Dumnezeu face minuni. Dumnezeul nostru, zice Sfânta Scriptură, că ne ascultă prin minuni. Este Dumnezeul minunilor, slăvit să fie El. Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeul nostru trăiește, slăvit să-i fie numele. Dumnezeul acesta care a lucrat cu Ilie și într-o bună zi a găsit cu cale, pentru că este printre puținii, nu, în afară, nu știu de alții, dar eu știu de Domnul Iisus, știm de Enoch, sau zice că Enoch a fost ascuns, nu s-a mai văzut, Ilie a fost ridicat la cer. Și această lucrare Dumnezeu a lăsat-o scrisă, să fie pentru noi, pentru că este premergător, înainte mergător, ceea ce așteptăm să vină, frați și surori, într-o bună zi. În modul în care Ilie a fost ridicat la cer, slujitorul a scris, și probabil că ceilalți care au mai văzut, un car de foc, noi credem lucrarea lui Dumnezeu că într-o bună zi, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va ridica pe toți aceia care au slujit lui Dumnezeu, pe toți aceia care au fost plini de Duhul Sfânt și într-o zi când se va suna trâmbița, noi vom pleca spre împărăția care ne-am pornit pe drumul acela lung, care unii de 50, de 70, alții mai mult, un drum lung, este un drum prea greu pentru noi, dar Dumnezeu a găsit cu cale să ne pună o mâncare, să ne pună o băutură și nu ne-a lăsat. Dumnezeu s-a îngrijit, așa cum s-a îngrijit de Ilie, să îngrijește Dumnezeu și poartă de grijă. A venit îngerul ca să-l întărească și să-i spună, ridică-te omule, pentru că drumul pe care ai de mers este prea greu pentru tine. Ridică-te, frate și soră, pentru că ai de mers încă. Nu s-a sfârșit, alergarea ta încă nu s-a sfârșit. Mă gândesc că săracul socru are 89 de ani, nu poate să mai umble fizic sau multe lucruri, nu le mai gândește, dar nu s-a sfârșit alergarea lui. Mor oameni tineri, se duc alții tineri, dar a rămas pentru că alergarea lui încă nu s-a sfârșit. Nu i-a venit sfârșitul lui. Așa este și cu noi, frați și surori. Până Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu ne întărește și ne binecuvintează și ne dă, ridică-te! Ridică-te, frate și soră, mănâncă din cuvântul lui Dumnezeu, mănâncă din Domnul, pentru că El este sursa binecuvântării, este sursa tăriei noastre. Să ne alipim de Domnul Dumnezeul nostru, care este viu în vecii vecilor și să ne întărim, să căutăm, să rămânem aproape, chiar dacă vor cădea 10.000 la dreapta, dacă va fi greu, va veni, știu altceva ce o să vină peste pământ, pentru că nu o să fie ușor, frate și surori, o să vină greu și din greu o să fie și mai greu, pentru că acolo este hotărâtă vremea sfârșitului și nu va fi ușor pentru pe pământ. Aceasta trebuie să o știe fiecare, să o știe și tinerii, să o știe copiii, să o știm și noi bătrânii, care Dumnezeu ne-a dat și ne-a vorbit de multă vreme, să știm cu toții, pentru că ce s-a hotărât, Dumnezeu duce la împlinire, slăvit să fie Domnul. Să ne aducem aminte, pentru că Dumnezeu și în vremea Domnului Iisus a continuat și din vechime, cum a rostit Dumnezeu și va spune, va pedepsi Dumnezeu lumea pentru nelegiuirea ei. Lucrurile acestea, într-o bunăstare materială și într-o situație bună, le uităm de ele, uităm de ele, frați și surori, și mergem în continuare și ne cuprind lucrurile acestea pământești și vrem să zidim și să facem și să agonisim și să mergem. Dar Dumnezeu ne cheamă, drumul pe care mergem este greu, dar să nu ne dăm bătuți, să ne întărească Dumnezeu și să ne dea biruință, să ne apropiem de El, să ne putem ruga cu credință și lucrarea lui Dumnezeu să propășească în viețile noastre, să propășească în casele noastre, să propășească în adunări și Dumnezeu să ne dea biruință tuturor. Dragii surori, Dumnezeu a rămas același. El poate să ne întărească viețile, El poate
Așa cum i-a arătat lui Ilie și i-a spus, omule, tu ai trecut pe aici, dar cu tine nu s-a terminat. Eu sunt cel care sunt la cârma lucrurilor. Eu sunt cel care coordonez lucrurile, că Dumnezeu este stăpân în cer și pe pământ. Și ca El nu este nimeni, slăvit să-i fie numele. Noi ca oameni ne vedem slab și zicem când trecem, o, se întâmplă așa, uitați ce se întâmplă. Nu, uitați că Dumnezeu are cuvântul Lui de spus și când vrea să apese peste ceva, peste o națiune, peste pământ, o face. Când își trage Dumnezeu mâna înapoi, ce spune? Toate suferă, dar Dumnezeul nostru trăiește, slăvit să-i fie numele. El poate și astăzi. El a rămas același, El mai botează cu Duhul Sfânt, El poate să ne reîntărească și să ne ridice copiii și dacă Domnul mai lungește, deși biserica ar trebui să spună, vino Doamne Iisuse, El poate, pentru că noi am închinat copiii, noi i-am închinat Domnului și El poate să întărească pe fiecare. Noi trebuie să continuăm să ne rugăm și să ne rugăm, cum am spus, cu credință înaintea lui Dumnezeu, pentru că lucrarea nu s-a terminat, nu s-a sfârșit aici, până când El hotărăște, până când nu spune El, Dumnezeu are ultimul cuvânt. Slăvit să fie El de-a pururi în veci de veci. Amin. Să vă binecuvinteze, frate Viluț. Mulțumim. Îmi exprim și eu bucuria de a fi împreună la părtășie. Mulțumesc Domnului pentru că în biserica Lui primim îmbărbătare, primim lumină, primim încurajare și pentru că Duhul Sfânt conduce biserica Domnului și pentru că Duhul Sfânt ne călăuzește în temele pe care noi creștem și suntem luminați. În această seară aș vrea să rămân la tema pe care fratele Viluț a adus-o în atenția bisericii. Frica. Aș vrea să citesc un text complementar. Mi se pare că textul pe care doresc să-l citesc se potrivește foarte bine cu ceea ce fratele Vili, da, zic bine, fratele Vili, da? Viluț, da, nu știam cum să îl alint mai bine. Fratele Viluț, mi se pare că textul acesta se potrivește foarte bine, de aceea vă rog să deschideți cuvântul la Marcu, capitolul 4, și voi da citire de la versetul 35 până la versetul 41. Cuvântul Domnului ne spune că în aceeași zi, seara, Iisus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era împreună cu el, mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis, Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării, taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Aș vrea ca în această seară să pleci cu întrebarea aceasta. Nu știu care e problema ta, nu știu care sunt temerile tale, dar vreau să pleci privindu-L pe Dumnezeu din perspectiva problemelor tale. Dragii mei, aș începe studiul nostru cu o întrebare. Aveți temeri în viața voastră? Vă luptați cu anumite temeri? La întrebarea asta, de regulă, surorile dau din cap. Bărbații, da, își luminează așa cumva fața, privirea, temerii, frici.
Despre ce detaliază, frate, dezvoltă un pic ideea, că nu înțelegem foarte bine la ce te referi. Noi, bărbații, da, așa ne considerăm invincibili, curajoși, fără teamă. Și trebuie ca să dezvolt puțin, ca să intru în subiect și să reformulez întrebarea, întrebând dacă aveți momente în care vă stresați foarte tare. Da? Vă stresează ceva anume? Parcă ceva, un pic lucrurile se schimbă. Dragii mei, sunt foarte multe momente în viață în care trecem prin diferite încercări și trebuie să acționăm prin credință. Ori de câte ori nu ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și nu acționăm prin credință și acționăm bazați de orice alt impuls. În cazul de față a fost frica. Dar sunt situații, după cum și fratele Viluț amintea, când motivația noastră poate fi cu totul alta. Poate fi un sentiment de mânie, poate fi un sentiment de dorințe. Ori de câte ori, în spatele emoțiilor noastre, nu se află Duhul Sfânt și se află niște emoții, în momentul acela, indiferent care vor fi alegerile noastre sau indiferent care vor fi rezultatul, în momentul acela noi suntem pe un drum greșit. Dragii mei, ca să clarificăm puțin lucrurile și după aceea vom intra în textul pe care l-am citit. Frica este o binecuvântare dacă te ferește de moarte. Frica este un sentiment pe care noi îl avem atunci când vedem un pericol. Și atunci când noi știm că viața noastră este în primejdie, putem să ne scăpăm viața. Problema fricii este atunci când noi nu mai apreciem realitatea în care ne aflăm și ajungem să fim controlați de frică. Cel mai bun exemplu, cred că este aici cei care au anumite fobii. Da? Sunt foarte multe temeri. Frica de ziua de mâine, frica de întuneric, frica de șerpi, frica de multe lucruri. Am observat lucrul acesta cel mai bine la soția mea, care ea are o frică din copilărie. Este foarte frică de câini. Nu contează cât de mic este câinele, dacă vede un câine, se simte în pericol de moarte. Și eu am fost mușcat de câine, dar în prezența soției mele parcă prind putere, așa, m-aș bate cu orice câine. Nu, ca să dau dovadă cât de curajos sunt, n-am o problemă în direcția asta, pentru că chiar dacă trăiesc, da, sub impulsul emoțiilor sau a fricii, nu mă las controlat de frică. Nu las ca realitatea mea să fie deformată. Acum, dragii mei, vrem ca să înțelegem aspectul acesta foarte important. Frica te poate păzi de moarte, dar
în momentul în care te controlează, te poate conduce la moarte. Problema ucenicilor din textul acesta și problema lui Ilie nu a fost frica biologică. Problema lui a fost faptul că el, când a trebuit să acționeze, Ilie, când a trebuit să acționeze cu credință, când a trebuit să se lase călăuzit de Domnul, el a început să se gândească mai mult la el. Asta face frica. În loc să-l pui pe Dumnezeu pe primul plan în viața ta, te transformă într-un om egoist. Vrei tu să controlezi situația. Când lucrurile îți scapă de sub control, vrei tu să le ții în siguranță. Și acolo poți să-ți dai seama care sunt temerile tale. În situația aceasta, vedem că ucenicii s-au dus la Domnul Hristos și au spus: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Da, dacă ucenicii ar fi avut credință, ar fi trebuit să formuleze altfel întrebarea: Învățătorule, noi ne gândim atât de mult la tine, încât ne dăm seama că tu ești în pericol de moarte. Bine, chiar și lucrul acesta ar fi fost o mare inepție, o mare greșeală, dar din atitudinea ucenicilor noi vedem că ei s-au gândit mai mult la ei decât la Domnul Hristos. Asta e și problema lui Ilie. Frica l-a transformat într-un om egoist. Dintr-o dată s-a gândit la viața lui. Doamne, eu nu sunt mai bun. Doamne, nu vreau să mor de sabia Izabelei, pentru că mi-e rușine, ar râde toți de mine că am eșuat, dar te rog, da, omoară-mă tu. În cazul ucenicilor, vedem cum oamenii aceștia s-au gândit mai mult la viața lor decât la lucrarea lui Dumnezeu, la voia lui Dumnezeu. Dragii mei, asta este și problema noastră de foarte multe ori, pentru că lăsăm ca necredința și frica să pună stăpânire asupra voinței noastre. Și noi facem foarte multe greșeli, foarte multe alegeri, care nu vin de la Duhul Sfânt. Ori de câte ori am luat alegeri, am făcut alegeri și nu m-am lăsat călăuzit de Duhul Sfânt și m-am lăsat călăuzit de dorințele mele pământești, m-am lăsat condus de temeri, frici ascunse, rezultatul a fost un mare eșec. Mi-este rușine să recunosc, dar și acum plătesc uneori pentru alegeri pe care le-am făcut, fiind prea îngrijorat că Domnul va scăpa lucrurile de sub control. Că Domnul nu se va îngriji, așa cum a promis, că El se va îngriji de pâinea cea de toate zilele. De aceea, dragii mei, vreau ca să ne cercetăm fiecare viața și să vedem dacă nu cumva, atunci când trebuia să acționăm cu credință,
ne-am lăsat condus de necredință, de frică sau de alte sentimente. Pentru că orice lucru care înlocuiește puterea lui Hristos, puterea Duhului Sfânt, în cele din urmă ne va conduce la eșec. Puterea noastră nu trebuie să stea nici în orgolii personale, nici în dorințele noastre pământești, nici în visele noastre. Puterea noastră este Duhul Sfânt. Și azi dimineață fratele Sandu a vorbit despre puterea credinciosului. Al doilea lucru care trebuie să-l învățăm de la ucenici este că noi nu vom putea salva, nu ne vom putea salva pe noi și nu vom putea salva nici măcar lucrarea lui Dumnezeu apelând la puterea noastră, la resursele noastre umane. Ucenicii s-au dus la Hristos și au spus: Învățătorule, trebuie să te salvăm! Trezește-te! Că ni se pare că nu vezi pericolul. Ignori tot ce se întâmplă în jurul tău. Prea te-ai lăsat condus de somn. Prea dormi. Nu știu, de foarte multe ori trăiesc sentimentul că Dumnezeu uneori doarme. Nu știu, ați trăit vreodată sentimentul acesta? Trăiesc uneori sentimentul că Dumnezeu scapă lucrurile de sub control. Trăiesc sentimentul că Dumnezeu nu lucrează la timp. Și mă frustrez că Dumnezeu nu face ce vreau eu, când vreau eu. Și când văd că Dumnezeu nu acționează, am tendința să-L ajut. Să-I dau o mână de ajutor. Să-I dau indicații la Dumnezeu. Pentru că mi se pare că metodele mele sunt mai bune ca metodele lui Dumnezeu. Și planul meu este mai bun ca planul Lui. Și atunci vin eu la Dumnezeu și încep să-I dau lecții. Încep să-I spun eu cum trebuie să acționeze Dumnezeu. Și ce trebuie să facă El. Exact asta a făcut Ilie. Doamne, eu nu sunt mai bun ca părinții mei, Tu trebuie să mă omori pe mine. Și să îmi dai, da, imaginea unui martir care moare în glorie. Tu asta trebuie să faci, Doamne. Tu trebuie să acționezi cum vreau eu. Asta este atitudinea omului foarte naiv, condus de patim, de temeri, de eul lui, de pasiunile lui și nu de Duhul Sfânt. Și nu de puterea care vine prin Hristos. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, găsim atâția oameni care au vrut să-L salveze pe Dumnezeu, să salveze lucrarea lui Dumnezeu, să salveze onoarea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Saul? Când Dumnezeu i-a dat o poruncă și a spus: du-te și luptă-te cu Amalec și omoară tot. Nu lăsa nimic în viață. Saul a zis: păi nu-i păcat să se piardă jertfele astea prin care noi am putea să-L slujim pe Dumnezeu? Nu-i păcat să se piardă animalele astea? Păi mai bine salvăm noi, nu știu, lucrarea de la templu. Facem ceva. Și era așa de mândru că
a respectat totul. Și când Samuel a spus, dar ce-i cu berăitul ăsta? Oh, păi stai puțin, stai să spun. Am văzut că oile acele erau grase. Am văzut că viței aceia erau buni pentru lucrarea lui Dumnezeu. I-am salvat. Să aducem jertfe la templu. Vă aduceți aminte de Avram? De omul care n-a mai avut răbdare și care a găsit un alt plan prin care să-L ajute pe Dumnezeu să-și împlinească lucrarea. Vă aduceți aminte de Iacov, care a găsit el alt plan prin care poate să ajungă la binecuvântarea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de Petru, care a scos sabia ca să lupte pentru numele lui Dumnezeu. Toți au avut intenții bune. Toți au avut un scop bun, nobil. Inclusiv Ilie a avut un scop nobil de a lupta pentru Dumnezeu. Doar că toți au fost conduși de orgoliile lor și nu au vrut să se lase călăuziți de Duhul Sfânt. Dragii mei, cred că cea mai mare problemă a generației noastre este independența. Noi nu mai știm să trăim prin credință, să ne frângem euul și în toate aspectele vieții noastre să-L chemăm pe Dumnezeu ca El să ne călăuzească și El să ne descopere care este soluția Lui la problema noastră. Trebuie să ne smerim ca totdeauna să cerem călăuzire și dependență. Dacă vrem ca să vedem slava lui Dumnezeu, dacă vrem să-L vedem pe Dumnezeu dintr-un alt unghi și să Îl cunoaștem cu adevărat pe El, trebuie să învățăm să ne lăsăm călăuziți de El. Lasă-ți viața în mâna lui Dumnezeu. Și un alt aspect foarte important, nu uita promisiunea lui Dumnezeu. Domnul Hristos spune să trecem în partea cealaltă. Dacă își schimba Domnul Hristos planul, cu siguranță i-ar fi anunțat pe ucenici. Dar porunca lui a fost clară, să trecem în partea cealaltă. Domnul Hristos n-a spus, dacă timpul va fi favorabil, dacă nu va exista nicio furtună, să știți că vom ajunge în partea cealaltă, pentru că în partea cealaltă este ținutul gadarenilor. Și acolo Dumnezeu are de făcut o lucrare prin mine. El n-a spus așa. El a spus să trecem în partea cealaltă. Asta este porunca pe care Dumnezeu ți-o dă și ție. Uită-te la problema pe care tu o ai și pentru care poate că ești blocat, paralizat de frică, de teamă. Dacă vrei să Îl experimentezi pe Dumnezeu și dacă vrei să vezi slava lui Dumnezeu, trebuie să trăiești prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință. Acesta este îndemnul meu pentru biserică. Știu, sunt o grămadă de promisiuni pe care poate că le aveți în agenda voastră. Aveți o grămadă de prorocii. Aveți o grămadă de lucruri în care v-ați angrenat, pentru care luptați. Știți că Dumnezeu are binecuvântări pentru copiii voștri, pentru familia voastră, pentru biserică.
toate binecuvântările acelea se vor realiza dacă veți trăi prin credință. Dacă veți rămâne în barcă cu Hristos și dacă îl veți lăsa pe El să conducă barca vieții voastre. Dacă vă gândiți mai mult la voi, la viața voastră și dacă nu sunteți gata să vă sacrificați pe voi pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru numele Lui, să știți că niciodată nu veți ajunge să vă bucurați de promisiunile Lui. Sunt o grămadă de promisiuni care nu s-au realizat pentru că noi n-am avut credință să pășim prin ele. De aceea trebuie să stăm în prezența lui Dumnezeu și să trăim în credință în toate aspectele vieții noastre, ca binecuvântarea să se poată materializa. Am fost privat de foarte multe binecuvântări în viața mea pentru că n-am avut credință să aplic cuvântul acesta în viața mea. L-am predicat altora. Mi-a fost mult mai ușor să le dau altora sfaturi, să le spun cum pot să fie ei binecuvântați. Dar când a venit testul meu, am zis, Doamne, nu pot acum, hai că voi încerca altă dată, acum la capitolul acesta trebuie eu să-mi rezolv problemele și în felul acesta Dumnezeu m-a lăsat luni de zile, poate, și n-am experimentat binecuvântarea Lui, n-am experimentat puterea cuvântului. Dar în momentul în care m-am prins de cuvântul Lui și mi-am făcut partea, am văzut minunea lui Dumnezeu. Și am atâtea lucrări în care Dumnezeu mi-a dat harul să trec și să-L văd altfel pe Dumnezeu. Lucrări care m-au întărit în credință. Experiențe care dacă astăzi nu le-aș avea, aș fi foarte sărac. Dar acele experiențe mi-au dat avânt. Acum, în anumite probleme, am devenit chiar expert. Pentru că Dumnezeu mi-a dat harul să am biruință. Mi-aduc aminte de un moment în care eram copleșit de teamă. Eram foarte stresat. Și nu puteam dormi noaptea din cauza stresului. Nu știu, vi s-a întâmplat lucrul acesta? Cum să nu vi se întâmple, că trăim pe pământ? Și la un moment dat am venit înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și am zis, Doamne, eu nu mai pot, nu mai rezist. Indiferent de rezultat, eu îți dau ție problema. Din momentul acela am văzut binecuvântarea lui Dumnezeu și am văzut cum Dumnezeu a condus toate lucrurile. După o vreme, am întâlnit un frate care mi-a mărturisit că nu poate dormi noaptea. Și l-am întrebat, dar care e problema ta? Și zice, asta este problema mea. Și eu când am auzit problema lui, am zis, eu sunt expert aici. Zic, dacă tu mă vei asculta pe mine, să știi că Dumnezeu îți va da biruință. Pentru că știu clar ce trebuie să faci. Este exact povestea mea. Și l-am îndrumat prin călăuzirea lui Dumnezeu. L-am îndrumat și Dumnezeu i-a dat și lui biruință. Și m-am mirat de modul în care Dumnezeu a condus toate lucrurile. Dragii mei, frica este un sentiment normal pentru care noi îl trăim în fiecare zi. Dumnezeu nu ne judecă că ajungem să cădem de oboseală. Dumnezeu nu ne judecă
că suntem oameni și că avem sentimente. Dumnezeu nu ne judecă că suntem epuizați de multe ori. Dumnezeu ne judecă dacă noi ne lăsăm conduși de frică, dominați de frică. Asta a fost problema ucenicilor. Asta a fost problema lui Ilie. Asta este problema noastră. Ori de câte ori, specific, în problemele prin care noi trecem, dacă nu vrem să ne lăsăm călăuziți de Duhul Sfânt și ne lăsăm conduși de orice alt sentiment, lucrul acesta ne va conduce la eșec. De aceea vreau ca Biserica Ozana să fie călăuzită de Dumnezeu. Nu știu, dar ce probleme aveți? Nu știu ce frământări aveți în familiile voastre. Știu că soluția este una singură. Credința în Dumnezeu și acțiunea prin credință. Și lucrul acesta vă va da mari biruințe. Dumnezeu să vă călăuzească în toate. Amin.